În ultima perioadă, chestiunea legată de vaccinare a stârnit discuții controversate. Specialiștii spun că vaccinurile ajută organismul să producă anticorpi împotriva bolilor infecțioase care pun viața în pericol. Cei care se opun vaccinării susțin că acestea pot provoca reacții adverse, ba chiar că ar conține mercur, aluminiu sau acid clorhidric. Specialiștii susțin faptul că efectele secundare sunt foarte rare, iar dozajul este cel care determină gradul de toxicitate. Vaccinul are efecte secundare. Nu există nimic pe lumea asta și ceaiul de mușețel poate să aibă în final. Da, sigur că da. Le știm sau nu le știm? Asta este diferența. Aici le știm foarte clar. Într-un procent de, poate să apară într-un procent, dar apar mult mai rar, extrem de rar. În general, efectele majore sunt 1 la 1 milion la un vaccin. Deci extrem de rar, pe când complicațiile unei boli adevărate sunt frecvente. Cealaltă tema antivacciniștilor, chimicalele și acumularea chimicalelor se legau inițial de mercur. Puțin știu că, de fapt, etilmercurul este folosit în vaccinuri și metilmercurul este cel toxic care se acumulează, care de altfel se găsește în unele, în pești și în fructele de mare. Vaccinurile protejează copilul și de boli mai grave, cum ar fi tuberculoza sau cancerul. De asemenea, această protecție împotriva bolilor este de lungă durată, de la 3 la 20 de ani sau chiar protecție pe viață. Specialistul este de părere că vaccinarea influențează imunitatea de grup. Dacă suntem vaccinați peste un anumit procent, cum suntem în general, la peste 85% la anumite boli, atunci riscul ca și cei nevaccinați să facă boala este mai mică, fiindcă riscul să te întâlnești cu un bolnav nevaccinat în jurul tău sunt doar oameni vaccinați. Și atunci pe asta se și bazează. Uite, copilul meu nu s-a îmbolnăvit deși n-a făcut niciun vaccin. Da, de fapt, nu s-a îmbolnăvit, fiindcă în jurul lui erau doar copii vaccinați. Aceste controverse au dus la scăderea numărului de copii vaccinați. Datele din anul 2013 arată că în România 2 copii din 10 nu sunt imunizați.